Sorbetul de căpșuni are un gust deopotrivă delicios și răcoritor, ca și o aromă intensă de fructe. Iată rețeta explicată pas cu pas. Sorbetul de căpșuni este una dintre cele mai frumoase surprize ale verii, căci are un gust deopotrivă delicios și răcoritor și o aromă intensă de fructe. Sorbetul este desertul care reflectă spiritul verii într-o formă savuroasă și proaspătă. Desertul îmbină dulceața căpșunilor proaspete cu un sirop de aciditate. Este perfect pentru zilele calde de vară sau oricând ai nevoie de o pauză răcoritoare. Rețeta datează încă din antichitate. Ingrediente: 1 kg de căpșuni proaspete, 250 g de zahăr, 100 de ml de apă, sucul de la o jumătate de lămâie. Mod de preparare. Spală căpșunile, îndepărtează codițele și taie-le în jumătate sau sferturi în funcție de mărime. Într-o cratiță combină zahărul și apa. Pune cratița pe foc mediu și amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Lasă amestecul să dea în clocot, apoi redu focul și lasă-l să fiarbă timp de 2-3 minute. Îndepărtează cratița de pe foc și lasă siropul să se răcorească. Pune căpșunile într-un blender și mixează până când se obține un piure. Adaugă siropul de zahăr răcit și sucul de lămâie peste piure, apoi amestecă bine. Toarnă amestecul într-o formă de înghețată sau într-un recipient. Acoperă recipientul și pune-l în congelator. Deși sorbetul are un gust fără egal în forma sa clasică, există și alte opțiuni care pot face acest desert și mai interesant. După aproximativ o oră, când sorbetul începe să se întărească la margini, scoate-l și amestecă-l bine cu o furculiță sau cu un mixer manual. Repetă acest proces de 2-3 ori la intervale de o oră, ca să previi forma cristalelor de gheață și să obții un sorbet cremos. Lasă sorbetul la temperatura camerei timp de 10-15 minute înainte de a-l servi, pentru a-l înmuia puțin. În funcție de preferințe, se pot adăuga alte arome sau condimente. Atenție însă! Deși sorbetul poate fi păstrat în congelator maxim 2-3 luni, cel mai bun este consumat în primele zile. Cu timpul, sorbetul poate începe să se întărească, pierzându-și textura cremoasă. Relatează evenimentul zilei.ro.